faci ca să fii admis la masa negocierilor? Pentru că asta este o problemă a României în general. Noi ne plângem că nu prea suntem luați în serios când ne așezăm la masa negocierilor și suntem trimiși la ușă, ca exemplu, Schengen. Cred că asta e doar o scuză. E doar o scuză celor care, dacă nu reușesc, am spune că am fi europeni de mâna a doua. Nu este așa. Sunt foarte multe modele românești care sunt în prima ligă. Dar chimia, de ce am ales să continui în chimie, unde sunt de 20 de ani, deci chimie complex, vă urzește, a fost... Deși dumneavoastră tot pe zona de chimie ați studiat. Nu, sunt doctor în economie, în științe economice, la Babeș-Bolyai, la Cluj.